Servus, prietene! Intrăm imediat în Zakopane. Aici este o biserică mult vizitată de turiști. O biserică de lemn. Are câteva sute de ani. Cred că vreo 300. Veche, veche, veche. Asta e ultima curbă. Mulți turiști se retrag astăzi, duminică, în 21 iulie 2024. Nu-i problema că vin alții în locul lor. Da. Aici e un iureș de nedescris. Unii pleacă, alții vin. În cazul nostru, care venim. Da. Venim destul de des. E locația, ca să spun așa, de sufleta noastră, Zakopane. Nu avem tare multe, dar Zakopane e unul dintre ele. Da, e unul dintre ele, așa este. Locuri la care revenim cu mare, drag. Mare plăcere. Cu mare drag. Și de care ne e dor. Întotdeauna. Dovadă că revenim. Și acest hotel s-a construit sub ochii noștri. Da. Multe s-au construit sub ochii noștri. Nu avem cum să nu le vedem, pentru că dacă venim atât de des, anual venim de 4, uneori de 5 ori. Nu s-a lovit zbor, da. Acesta era complexul hotelier, un complex hotelier remarcabil, de 4 stele. Full de lume, poate prea full pentru gusturile noastre, căci după cum știți, nu ne place să fie lume, dar moderat. Moderat. Bine, e un hotel bun, am fost acolo, am fost de două ori am fost, da, la din urmă, însă nu ai priveliștea pe care o ai la Mercur. La Mercur e altceva, Castrovii Mercur. Noi vrem muntele în față, dacă vrem muntele, dacă suntem la munte și lacul sau marea sau ce este apa în fața noastră, dacă suntem în locuri, așa cum a fost recent și eu făcut, unde ne-am trezit cu balatonul în fiecare dimineață. Acum ne vom trezi cu muntele. Da. Coborând vom ajunge la un mai mare San Girator ca asta. Hai, dai voie să intru și eu. Dai la voie să intru. Ideea e de a sta liniștit. Eu știu, liniștit. Cum spuneam, asta este intrarea în Zakopane. Intrarea dinspre munte. Intrarea dinspre Novi Targ. Este mult încolo. Undeva în stânga este benzinăria. Da, și în dreapta este înghețată. În dreapta este înghețată. Iară plâng după înghețată, cum făceam la și eu foc. Și cu ce m-am ales? Acolo, cu porumb. Cât avem benzină aici? 6,68, 6,69. Asta este sensul giratorului de care spuneam. În stânga, dacă mergem în stânga, la trambuline, acolo undeva, însă noi facem dreapta. Dăm prioritate. Bun. Și o să mai mergem 200 de metri și o să facem din nou dreapta, pentru că punctul nostru de atracție este strada Koprovki, cea mai importantă stradă din Zakopane, cu zona pietonală a lor. Ești un adevărat ghid. Da, numai cine nu cunoaște
începe. Practic le dai toate informațiile celor care te ascultă. Da. Ești mărinimos. I-aș lăsa pe fiecare să se descurce, pentru că omul cât trăiește învață. Da. Zakopane s-a dezvoltat foarte mult. În urmă cu 34 de ani, în 1990, pe data de 5 mai, eu eram aici în Zakopane, eram prezent și de atunci mi-a rămas la suflet, s-a dezvoltat foarte mult. Vreau să spun, strada cu Cuprovki exista și atunci, dar nu zona pietonală. Acum au transformat-o în zonă pietonală pentru că este un turism de nedescris aici. Deci, dați-vă seama că bună parte dintre turiști au plecat și tot e plin. Da. Da, prietene, mai fac mai târziu un filmuleț.